Bună ziua, dragii mei. Bine ați venit din nou la o nouă rețetă. Astăzi vom pregăti ceva sărat, bun, rapid și delicios. Și anume vom pregăti scoici cu perle, o rețetă rapidă, ușoară și foarte bună. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum pregătim această delicioasă rețetă. În primul rând, vom avea nevoie de un pachet de foietaj. Vom tăia cerculețe de 7 cm fiecare, cu o formă de tăiat fursecuri. Vom așeza foietajul în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt. Vom îndoi puțin un capăt, așa cum vedeți că procedez eu. Iar acum le vom unge cu un gălbenuș de ou. Și cu o lamă nouă-nouță vom face încrestături, dar să nu ajungeți să tăiați aluatul. Și le vom da la cuptor timp de 15 minute la 190 de grade Celsius. Scoicile noastre sunt gata, le lăsăm să se răcească puțin, le scoatem pe un grătar și începem să le deschidem. Le vom tăia cu grijă pentru că sunt foarte fragede și se pot rupe. Am tăiat scoicile, acum le vom da deoparte și ne apucăm de umplutură. Pentru umplutură vom avea nevoie de puțină salată, o vom tăia mărunt, O vom adăuga într-un bol. Eu voi mai tăia mărunt câteva măsline negre, dar puteți să folosiți și castraveți murați sau măsline verzi. Adăugăm și măslinele în bol și mai avem nevoie de aproximativ 80 de grame de ton mărunțim bine tonul, îl adăugăm în bol, mai punem puțin piper, puțină sare și o lingură de iaurt, după care amestecăm. Umplutura este gata. Ca perle voi folosi roșii cherry și măsline negre. Vom umple scoicile, după care vom așeza o roșie. De altfel, puteți să folosiți și ouă de prepeliță sau măsline verzi sau negre și continuăm până vom termina toate scoicile de umplut. Și voilà! Scoicile noastre cu perle sunt gata! Această rețetă o puteți pregăti pentru o cină, mic dejun sau ca aperitiv. Poftă bună și spor la treabă! O zi bună! Pa, pa!